ferma din spatele meu este o fermă agricolă, în principal are undeva la 3000 de hectare în utilizare. Este partea grupului Ingleby, care în România dețin undeva sau lucrează undeva la 11000 de hectare. Toate culturile care se pot face aici în România. Tehnologia Trimble o folosim de 10 ani. Am început cu ea și am continuat și rămânem în continuare cu Trimble pentru că sunt cei mai ok și cei mai diversificați. Avem echipamente care nici măcar nu sunt folosite la altceva, la un water management, se pot face drenuri pe lângă sistemele de pe tractoare, deci nu suntem limitați la sistemele de pe tractoare și sunt cele mai fiabile. În momentul de față avem o flotă constând în tractoare Fendt și John Deere, combine clas și toate sunt echipate cu sistem Trimble GFX 750 cu autopilot. Sunt cele mai versatile și permit deblocări inclusiv pentru sisteme de drenaj, de nivelare, de Field IQ, orice se poate și sunt foarte, foarte ușor de folosit. Și mai așteptăm încă niște tractoare începând din primăvară, care tot așa o să fie modelul Fendt 930, 939, 1050 și ele o să vină tot așa, sistemele de ghidare o să vină furnizate de Vantage cu Trimble GFX 750 autopilot. Având în vedere structura solului și prin faptul că avem un sol foarte argilos, avem nevoie de niște drenuri absorbante. Drenurile absorbante le-am făcut noi la o distanță de 18 metri unele de celelalte. Deoarece perioadele de ploaie sau de apă, de precipitații nu sunt uniforme și sunt perioade de maximă precipitații și perioade de secetă. Ulterior, apa ce o captăm din drenajurile respective o să le folosim pentru irigații, perioadele de vară, iar toată tehnologia ce este aici este bazată pe Trimble. Absolut tot, inclusiv pozarea drenurilor în teren și măsurarea curbelor de nivel pentru a da o pantă cât mai uniformă către drenuri. Folosim inclusiv la cartografierea terenului și mai departe la legarea țevilor de drenaj absorbant în cele de drenaj colector. Utilajul care l-am achiziționat este adaptat pentru programul Trimble, iar softul este special de drenaj water management. Din experiență, noi ca și firmă în România cu aproximativ 11.000 de hectare nu vedem alt fel de agricultură fără cea de precizie. Nu știu, alții care preferă, cu ce preferă, noi suntem adepții lucrărilor cu precizie, indiferent cu ce fel, dar în special cu Trimble. La semănat, la orice fel de lucrare, la scarificat, semănat, absolut tot, toate câmpurile sunt făcute, inclusiv mai departe pentru, având sistemele de precizie pe tractor, putem să luăm efectiv terenul lucrat, suprafața lui și să ne ajute mai departe la subvenții, la APIA, la absolut tot. Deci nu, efectiv cât e lucrat, atât ai declarat, fără nicio problemă, fără nicio altă, și îți ușurează mult mai mult treaba, adică, nu știu, cu orice. La plantat avem tot felul de lucrări de plantare, noi ne bazăm pe Trimble și pe sistemele de ghidare foarte mult. Noi lucrăm la toate campaniile de pregătire de semănat, indiferent că este primăvara sau toamna, lucrăm în două schimburi non-stop, fără niciun fel de pauză, tocmai că avem sisteme fiabile și foarte precise. La spreiat, la totul este sub control, inclusiv la spreiat avem spreiere autopropulsate care folosesc Field IQ, să nu dublăm liniile de spreiat, să nu, absolut totul este ținut sub control, în primul rând ca și protecția a solului și după aia și ca și cost, ca să nu
să nu trebuiască să crești costul aferent culturii. Experiența cu Vantage e o chestie foarte, foarte frumoasă, în sensul că sunt foarte prompți când e nevoie de ceva. Tot timpul găsești pe cineva care să te ajute pe partea de suport. Și cred că cu noi, fără modestie, cred că învățăm împreună. Adică și ei de la noi și noi de la ei. Am testat unele echipamente care nici nu le aveau pe piață și care probabil de la noi au început să le livreze și către alții.